Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Hotărât să devenim mult mai evlavioși? Nu știu cum să spun. Vrem să recunoaștem cinstit în fața colectivului de ascultători și ascultătoare că noi aici n-am ținut post niciodată. Ei nu putem. Tu ai ținut post? Nu. Și de ce să nu recunoaștem? Nu am zis nici nu putem. Nu putem să ținem post? Dar cum se poate? Deci vrem să vorbim despre post. Pentru că am mai încercat să țin vinerea. În timpul postului, dar doar vinerea. Și mi-a fost foarte greu. De care? De post normal. Negru, adică doar nu, apă nu, sau? Nu negru. Nu, adică să nu mănânci cărniță. Să nu mănânc cărniță. Dar am mâncat de 4 ori mai multă mâncare fără cărniță. Aia accidental să nu mănânc cărniță se mai întâmplă și la mine. Da. Că nu e în ziua aia sau da. Nu s-a întâmplat, dar accidental, adică nu. Astăzi începe postul Crăciunului, care ține până pe 24 decembrie, când fi sarmalele și porcărinele și așa mai departe, și ambulanța. Și poate că avem niște întrebări, sincer. Nu ne pricepem, noi suntem niște băieți care prea suntem duși la biserică, așa, nu știm care este toată rânduiala. Dar chiar am vrea să înțelegem. Se poate ține post numai pe bucăți? Adică să ții post, să zicem, dacă în postul Crăciun, la asta mă refer. Să ții post lunea și joia? Nu merge. Și vinerea. Nu, trebuie să ții tot timpul. Da. Important e să ții. 0372069599. Vrem să înțelegem principiile postului. Postul ăsta al Crăciunului e mai permisiv decât postul Paștelui, care din sper să nu spun o prostie și mai lung un pic. Da, postul Paștelui ăla, am înțeles că ăla e nenorocit. Iar ăsta acum are și foarte multe dezlegări la pește. Pește. Da. Și atunci te mai descurci, că dacă mai pui un pește în farfurie... Ai voi orice fel de pește? Da. Adică din și de apă dulce și de apă sărată? Da. Bun. Dar fructe de mare ai voie? Aici s-a dat dezlegare specială pentru fructe de mare, am întrebat eu. Deci vedeți, prieteni, cât de varză suntem? Ai întrebat tu? Am întrebat, da. Auzi, dar varză de... Serios? Stai. Varză, da, fără carne. A fost încadrat la pește. Dar varză gătită cu untură merge? Nu. 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 Da, varză și în loc de carne să pui soia, se poate? Din câte știu, da. Soia, da. 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 Ok, că soia e vegetal. Poți să pui orice, să nu fie de origine animală, absolut niciun strop de nimic, să nu fie nimic. Nu. Bine, acum depinde, că sunt unii care țin postul ăla mai light, adică doar fără carne. Pe partea cealaltă, la catolici, postul este mai permisiv și poți să ai voie și cu ouă și, cred că, și cu brânză. Cred că oamenii, cred că voi cei care țineți post cu adevărat și știți toate rânduiele, cred că în momentul ăsta sunteți ezitați între indignare absolută și distracție maximă. Indignare de aia incandescentă, mă nenorocesc, nu vă e rușine, și distracție, cred că râdeți. Sincer vă spun că nu știm cum se face și atunci vreau să vă întrebam. Dacă țineți post, cum vă descurcați? Zacuscă nu se face cu niciun fel de ulei, mă? Ah, bă, de asta că e ulei vegetal. Ulei vegetal. Cum vă descurcați? Și ce gătiți? Ce mâncați? Adică nu e mai complicat? Nu începe să devine mai complicat? Pentru că eu dacă vreau să mă o să gătesc ceva, am reflexele formate. Acum, dacă trebuie să gătesc fără untură, de exemplu, sau fără să pun niciun pic de carne, de bacon, de slăinuță, de cărniță, de pui, nu știu ce să mănânc cu orez fiert, ce să mănânc eu? Humus. Dacă mănânci trei porții de orez fiert... Humus, uite. Și multă salată. Păi și nu-i complicat să mănânci humus așa în fiecare zi, nu e lipsă de varietate, nu... Hai mă, că poți să te descurci. Hai, totuși. Hai să vedem, 0372069599, sunați-ne, spuneți-ne dacă țineți post și cum vă descurcați, adică vreau să înțeleg procedați. Așa, care sunt efectele? Adică sunt efecte și spirituale? Sau știi că avem un coleg care ține un soi de post negru, în sensul că nu mănâncă absolut nimic, 7 zile pe an, la rând, adică o săptămână, în fiecare an? Nimic, nimic. Este fasting. Noi? Da. Zic eu cine e. Face fasting. 7 zile nu mâncă nimic, nimic, bea numai apă. Da. Am văzut da, circulă, adică vine la serviciu. Vine, da, vine. Este... După 3 zile aproape că nu mai simți. Da, zice că, da, că începe, practic, după câteva zile, vede alte lucruri decât vedem noi. Erau la metrou sau ceva. Erau la modă fastingurile astea prin anii 90, știi că făceau foarte mulți greva foamei. Da. Și practică cam același lucru. Nu făceau chiar greva foamei. Da. Făceau greva foamei câte 3 luni, știi, ceea ce nu da, prea... Da, nu prea mergea. Dar, deci, și care sunt efectele? Sunt doar efecte fizice? Țineți doar din motive spirituale? Sau și slăbiți? Care-i treaba? Haideți, serios, dați-ne explicațiile, nu știm. 0372069599. 5 de minute, ascultați Deșteptarea la Europa FM. Fără ca vreunul dintre noi să se priceapă, vorbim astăzi despre post. Poate tocmai de-aia o să vorbiți voi despre post și ne spuneți dacă țineți post, cum faceți
faceți, ce gătiți, ce mâncați, cum vă descurcați. Să ținem, domne, și noi post. Da, asta detalii. Leșinăm aici la radio dacă ținem post. Ne-a scris Peter: nici eu nu țin niciun fel de post. Ideea e că voi foarte vorbiți urât de un regim alimentar. Post înseamnă rugăciune, pietate, nu se referă la mâncare, măi mâncăcioșilor. Aha. Da, da, are și această componentă are importantă. Nu suntem noi buni creștini? Ba, zic, așa, în linii mari, cât nu, putem. Nu jurăm, nu ne îmbețivim, nu prea curvim, nu, ce facem? Nu furăm. Mâncăm. Mai mâncăm așa. Avem un mesaj amplu și de la Gabriel din Blaj, care confirmă ce v-am spus, că fructele de mare intră la categoria pieștii. Ok, e bun. Și spune așa: domne, fructele de mare intră în categoria dezlegării la pește. Am mâncat fructe de mare în postul Paștilor în Muntele Athos, unde strictețea alimentară este bine cunoscută, ne spune Gabriel. Poate e doar pentru turiști. Cum mă descurc în post? Mi-am pus din timp la ladă diverse legume pe care le gătesc. Vinete, fasole, ghivești de legume. Mănânc mulți cartofi, gătiți în diferite forme. Orez, pilaf, tocăniță de soia, multe fructe, sarmale de post, ciorbă de legume, zacuscă. Iar în fiecare weekend pește. Fără carne. Prăjit. Doar cu orez. Ce gust, la grătar. Ce gust are sarmale de post? Sunt bune. Sunt alea, mă, cu ciuperci în loc de carne. Ciuperci. Deși atent ce pește mănâncă el. Prăjit, la grătar, la conservă, icre. Și fructe marine, scrie Gabriel, zice: e un post ușor, dar postul de bucate nu este un scop în sine, ci un mijloc. Scopul este să devenim mai buni, mai cumpătați, mai empatici. Post de păcate, nu de bucate. Păi păcate noi nu Gabriel păcătuim, nu ținem post tot timpul, nu păcătuim. Nu mai spune ce că mai nu păcătuiești, că asta e foarte grav. Toți avem păcate fără toți să păcătuim? Realizăm, sigur. Ciprian, bună dimineața. Auzi, da, stai, înseamnă că infirmiera săraca, vedeta de la știri, că peste weekend n-au fost știri. Cea care a furat varză. Da, nu fura varză, mă, și punea varză într-o porbagaj. Așa. Săraca doamna aia, bun, noi, asta e, o să plătească ce a făcut. Dar aia, săraca aia, ce făcea ea, mă, și încărca și ea porbagajul cu varză. Bă, dacă n-a fost de sâmbătă dimineață și peste weekend toate știrile posibile și ieri încă se mai dădea la știri cu doamna cu varză. Aia a plătit pentru porbagajul ăla de varză. Ea, de fapt, se pregătea pentru post, că și umplea porbagajul. Aparent, da. Probabil. Hai să vedem ce zice Ciprian. Bună dimineața. Alo, Cipriane, ești cu noi? Neața. Alo. Ciprian, salut, da. Te ascultăm. Bună dimineața, băieți. Bun. Da, postul în sine are două componente, dar cum a spus și cineva în mesaj, că este postul alimentar, abținerea de la mâncare, băutură pe perioadă nedeterminată, dar trebuie să fie însoțit cu faptele bune, cu abținerea de la gânduri, cuvinte și alte lucruri care nu ne sunt necesare în viața aceasta. În sine, dacă vă îndoiesc că puteți să țineți post când mergeți la un medic și vă spune că aveți anumite probleme de sănătate, Doamne ferește, și vă spune că nu trebuie să mai consumați carne sau grăsimi, sunt sigur că v-ați abține. Noi nu să știi că ni s-a mai spus. Aici e dificultatea. Periodic facem analize, colesterolul sus, ne spune medicul, știți, trebuie să mai slăbiți, să mai... Sigur, slăbim o zi, două, după care... Nu v-ați speriat îndeajuns. Da. Dacă v-ați speriat îndeajuns, sunt sigur că așa. Când vă spune medicul să ținem un regim, este o dietă, evident. Când îl ținem fără niciun scop spiritual, da, că așa ne-a spus nu știu cine, este o dietă aia. Bravo, bună observație. Corect. Bravo, mulțumim, Ciprian. Așa și eu țin post acum, că nu beau, că eu antibiotice. Așa și Luca, din când în când ține post, două zile. Claudia. Eu să știi că am și ținut. Claudia, bună dimineața. Neața. Bună dimineața. Bună dimineața. Eu sunt catolică. Sunt română. Iar la catolici nu e așa o mare constrângere. De fapt, nu este deloc. Adică nici măcar nu putem să spunem permisiv. Nu se ține post deloc sau cum? În postul Paștelui sunt două zile în care este post și abstinență. Ce înseamnă post? Post înseamnă să nu te saturi de trei ori pe zi și abstinență înseamnă să te abții. Să te abții de la carne, să te abții de la, știu eu, fumat, de la o cafea. Să faci un sacrificiu tu cu fizicul tău. Sex? În postul Crăciunului nu ai niciun fel de constrângere. Aha. Una dintre poruncile bisericii spune așa: să nu mănânci carne vinerea și în celelalte zile oprite. Celelalte zile oprite fiind într-un an de zile doar miercurea după marțea în care se lasă sec în postul Paștelui. Ok, dar în afară de partea asta care ține de dietă. În afară de partea asta care ține de dieta propriu-zisă, spiritualmente vorbind, la catolici e vreo diferență? Trebuie să mergeți la biserică? Ce se întâmplă? Păi,
tocmai despre asta este vorba. Este vorba despre conștiință, este vorba despre spiritualitate, nu despre o constrângere fizică. Aha, deci la catolici e, de fapt, spiritualitatea importantă, nu mâncarea. Mâncarea eu e mai cred puțin. Că și la noi e, dar noi fiind mai mulți ne-am gândit, am vorbit mai mult de mâncare. Fără să știm despre ce e vorba. Mirel, bună dimineața! Mulțumim, bună, Cristina! Claudia! Bună dimineața! Bună! Eu vă mărturisesc că începând cu 2016 am început să țin post, am început direct cu postul Paștelui, ajungând atunci în Israel și ajungând la Sfântul Mormânt, am învățat și am zis, băi, trebuie. Eu vă îndemn și știu că voi puteți, chiar dacă ziceți că n-ați ținut niciodată, postul puteți să-l țineți, cum le zice părintele la ortodox, dacă nu l-ați ținut de la început, puteți să-l țineți chiar și ultima săptămână, în orice post sau prima săptămână, dar nu doar cu mâncarea. Trebuie să mergeți la biserică, vă spuneți o rugăciune, dacă puteți și sunteți evlavioși și vreți să fiți evlavioși, vă duceți la un duhovnic, vă spovediți și ca să terminați un post frumos, vă și împărtășiți, faceți o milostenie, nu gândiți de rău, întreba Luca sau Vlad și nu ziți cum este cu sexul, nu te abții și de la sex, mănânci pește când ai dezlegare, bei un pahar de vin când ai dezlegare la vin și un de lemn, adică aplici regulile bisericești, nu doar ca să ții post de mâncare. Este o dietă dacă nu mănânci. Eu personal vă spun, în postul Paștelui, care este un post foarte aspru, slăbesc undeva la 9,7 kg. S-a întâmplat anul ăsta. Stai. Moment, deci, Luca se face evlavios. Aici ne-a atenția. Vlad a zis. Auzi, fii atent. Eu am încercat să țin odată post, tot așa, am zis că împac și da, partea spirituală și ca partea cu slăbitul. Ar vrea să spună și capra și varza, dar nu-și permite. Da. Și am mâncat o săptămână, am mâncat gălez de cartofi prăjiți cu zacuscă. Mi-a plăcut foarte mult. Și te-ai îngreșat. De ciuperci. După săptămână mă îngreșeasem vreo 2 kg și am zis că mai țin și altă dată. Că da, postul nu e pentru mine. Da, da. Da, ați făcut. Adică tu cum ai făcut de ai slăbit atâta? Ce ai mâncat? Ai mâncat numai salată? Păi mănânci, nu, mănânci o ciorbă de legume și dacă simți că ți-e foame, mai mănânci ceva, dar dacă mănânci ciorba de legume fără pâine și nu te saturi, nu trebuie să simți că te-ai săturat. În post cel puțin, acum de exemplu mănânc de 3 ori pe zi, să mănânc. Mănânci o ciorbă de legume și apoi mai pe seară mănânci foarte simplu, dar doar așa niște paste la tigaie cu pezmet și miere. Alio, și până a doua zi dimineața... Hai, noroc. Auzi? Hai că iar am dat-o în dietă. Nu, nu, stai puțin, dar bun, stai, revenim pe partea spirituală, vorba aia, ok. Dar nu, deci, nu înțeleg, trebuie să nu faci fapte rele și să faci fapte bune numai în perioada postului, nu faci bine, tot timpul așa, adică nu așa trebuie să te comporți tot timpul? Dacă sunteți supărați pe cineva, da, încercați să vă împăcați în post. Dacă aveți păi și aștepți postul pentru asta, nu te împaci mai devreme? De ce trebuie să fie o perioadă în care... Nu, dar atunci când mai devreme zici, tot vorbești, tot bârfești, tot vorbești de alții, cum faceți și voi, cum face orice om, greșim continuu, dar încercați ca măcar atunci să faceți chestia aia. Atunci, nu contează că e azi, în prima zi, că e în ultima zi, în 24, încercați atunci. Dacă vrei să ții post negru, nu îl ții că vrei tu, înainte de 5 dimineața, nu mai mănânci, nu mai bei nimic și îl ții cel puțin până la ora 00, următoarea zi, nu că mulțumim, am ținut post negru. Gata, mulțumim, am mai avem doar mai câteva secunde înțelegem și aș vrea să vorbim și cu Camelia. Bună dimineața, bună, Cami. Neața, Cami. Bună dimineața. Zile repede, că nu mai avem timp, te rog. Da, în primul rând, o să fii foarte scurtă, postul înseamnă renunțare. O renunțare a noastră la ceva. La ceva ce, nu știu, avem cu ce un scop? Cu ce scop? Nou, cu ce scop? Ok, renunțăm, dar cu ce scop? De ce? De ce? Pentru a face un mic sacrificiu. În primul rând, cel care ne dă primul exemplu de post este Iisus. El merge în pustiu și renunță, nu? La ceva. Și atunci și noi trebuie să luăm acest exemplu și să încercăm să facem și noi astfel încât să facem un sacrificiu și să fim mai aproape de divinitate. Mulțumesc foarte mult. Cred că la ce inflație avem o să renunțăm la o grămadă de lucruri, fie că vrem, că nu vrem, la prețurile, la energie. Am început deja să renunțăm la lucruri. Nu, vezi, dar acum serios. Iar își faci mișto, iar gata, păcătuiești. Nu mai păcătuiesc. Chiar vă mulțumim sincer pentru telefoane, pentru mesaje, pentru explicații. Ne bucurăm că am putut să purtăm discuția asta și poate mai revenim, cine știe.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.